Inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor efectuează în această perioadă controle tematice în magazinele și supermarketurile din Iași. Aceștia au în vedere legea laptelui care a fost recent adoptată. Autoritățile verifică dacă specialitățile din grăsimi hidrogenate sau vegetale sunt vândute doar în spații separate de produsele care conțin lapte autentic, astfel încât să nu se mai creeze confuzii. Cei care nu respectă noile reglementări riscă amenzi care pot ajunge până la 40.000 de lei. Unde va fi amplasat, trebuie și o atenționare, o specificare din partea administratorului, o etichetă, atenție, aceste produse conțin grăsimi hidrogenate sau produse vegetale. Consumatorul nu trebuie indus în eroare cu existența unui produs care nu este 100% lapte. Până acum aveam noțiunea de produs lactat, dar care predominant era de lapte și apoi avea și adaosuri de alte produse. El tot produs lactat se numea. Ei bine, cu această lege s-a stabilit foarte clar. Noțiunea de lapte sau produs lactat, aceste două noțiuni nu se folosesc decât pentru produsele obținute exclusiv din lapte.